Да, День независимости. Вот сегодня тоже концерт на площади. Вот такой. Какая красивая одежда. Наверное, роты сопровождения, встреч. Это гимн играют. Такая вот красивая форма. Военный парад начинают. Thank you.
Sfântul Oblicele Militare din Africa, Asia Mijlocie, Transcaucazia și Orientul Mijlociu. Participați la lichidarea consecințelor catastrofii de la Cernobâl și Nova Zemleacă. Formația veteranilor este condusă de colonelul Anatolie Pociuc, decoratorul de Cernobâl cel mare, pentru curajul timpul luptelor de la Nistru. Cinste și onoarelor veteranilor! Urmează formația de veterani și Cernobâlske interne, avarii, tam lichidați. În 1992. Formația este condusă de colonelul de poliție Gennadie Kosovan, cavaler al Ordenului Ștefan cel Mare. Veteranii au fost primii care s-au confruntat cu formațiunile paramilitare ale forțelor anticonstituționale în luptele de la Nistru. Cinste veteranilor Ministerului Afacerilor Interne! Lituania este reprezentată de militarii din compania Gărzii de Onoare a batalionului Marele Duce al Lituaniei, Jediminas. Grupul Bordurabel este condus de comandantul companiei Gărzii de Onoare, capitanul Paulius Iancauskas, iar drapelul național este purtat de sergentul major Rimantes Kudas. Formația de militari a armatei poloneze este condusă de capitanul Marcin Mișciac. Batalionul creat în 2001 este format din trei companii, detașamentul de cavalerie și orchestra. Militarii batalionului Gărzii de Onoare participă la ceremonii militare desfășurate la Palatul Prezidențial, statul major al forțelor armate poloneze, ceremonii de comemorare și alte activități organizate la Varșovia. Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul, unitate emblematică a armatei române, depozitară și continuatoare a tradițiilor tuturor unităților de gardă, începând cu anul 1860, Eritreea, Sudan, Indonezia și misiune evacuare medicală, transport cargo și de personal. În premieră la parada militară, participă o formație de femei constituită din ofițeri și subofițeri ai armatei naționale. Formația este condusă de prima femeie colonel, Mariana Grama, reprezentant național pentru programe de mediu cu NATO. În prezent, femeile execută serviciul militar în toate unitățile armatei și dețin funcții importante. Defilează formația Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, decorată cu Ordenul Credință Patriei, clasa 1. Formația este condusă de colonelul Sergiu Plop. Academia Militară Alexandru cel Bun este singura instituție de învățământ militar superior din Republica Moldova. Academia pregătește cadre cu studii superioare de licență, master și doctor pentru Forțele Armate. Formația Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova a Armatei Naționale din municipiul Bălți. Prima unitate care a depus jurământul de credință patriei și poporului la 10 aprilie 1992. Formația este condusă de comandantul Brigăzii, colonel Valeriu Chilaru. Brigada de Infanterie Motorizată Moldova a depus jurământul de Независимость Леонид Карасёв, кавалер Ордена Штефан Чел Маре. А мозги совсем тупые. Формация бригадирей инфантерии моторизатор Штефан Чел Маре из муниципиу Кишинеу. А пост креат ин база контингентului, care активат ин типул конфликтului армат пе платоу Кошница. Формация есть кондуса ли командантур унитенции колонел Серджио Шарамет. На 3 сентембрие 1993 formația i-a fost înălțat drapelul de luptă. Formația Brigăzii de Infanterie Motorizată Dacia din orașul Cacum. Unitatea este condusă de colonelul Vitalie Caraman. Brigada a fost creată în februarie 92 prin decretul președintelui Republicii Moldova. Primele aplicații tactice au avut loc în luna iunie 1993. Formația batalionului 22 de menținere a păcii, comandată
comandată de majorul Janek Deli. Inițial, batalionul a fost creat în cadrul brigăzii de infanterie motorizată, obținând statutul de unitate independentă în 2000, cu numele Batalionul 22 Căști Albastre. Astăzi, efectivul este prezent în misiunea KFOR în Kosovo, zona dusă de colonelul Marin Lisu, decorat cu medalii pentru viteșie și crucea pentru merit, gradul 1 și 2. Misiunea trupelor de carabinieri este faza sediilor ambasadelor și a obiectivelor de importanță majoră. De asemenea, efectivul subdiviziunii a fost implicat la lichidarea consecințelor calamităților naturale în diferite perioade de timp. Abordări moderne pentru o frontieră sigură este sloganul Departamentului Poliției de Frontieră, a cărui efectiv trece acum prin piața mare a Dunării Naționale. Formația Poliției de Frontieră este condusă de directorul Colegiului Național al Poliției de Frontieră din orașul Ungheni, locotenent colonel Veceslav Babalici. Reorganizată din Serviciul Grăniceri în Poliția de Frontieră, prin subordinea Ministerului Afacerilor Interne, instituția implementează politica statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, previne și combate criminalitatea transfrontalieră și migrația ilegală. Formația Serviciului Protecție Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne, condusă de șeful Direcției Formare Profesională, colonelul Serviciului de Salvare, Sergiu Cubencu. Serviciul Protecție Civile și Situațiilor Excepționale este instituția destinată prevenirii situațiilor de risc și lichidarea consecințelor situațiilor excepționale de tip tehnogen, natural și socio-uman. Urmează formațiunea militară a Serviciului de Protecție și Pază de Stat, condusă de majorul Iurie Ceban. Serviciul de Protecție și Pază de Stat a fost creat în 1992. Este unica instituție din sistemul organelor securității de stat specializat în asigurarea protecției demnitarilor Republicii Moldova, a demnitarilor străini pe timpul șederilor în țară, precum și în asigurarea pazii sediilor de lucru și a reședințelor acestora. În premieră, în piața mare a Dunării Naționale, defilează ofițerii Serviciului de Informație și Securitate, instituția care reprezintă principalul avertizor și senzor al sferii de securitate a țării. Misiunile serviciului sunt protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeanului și societății împotriva riscurilor și amenințărilor la adresa securității de stat, promovarea valorilor democratice și intereselor naționale. Ce tratează diferite tipuri de sisteme de armament. Acestea sunt folosite de trupele de infanterie, artilerie, apărare antiaeriană, forțele de menținere a păcii și cele speciale. De calibru 12,7 mm,
PKT de calibru 7,62 mm, model adaptat pentru a fi folosit de către vehiculele blindate. Echipajul mașinii, în număr de 5 militari, poate lupta eficient în orice condiții de timp și teren, datorită capacităților performante acestor tipuri de autovehicule, care dezvoltă o viteză maximă de 110 km la oră și sunt dotate cu motor diesel de 6,5 litri pe 8, având blindaj instalat de caroserie pentru protejarea echipajului. Coloana oficială continuă cu autospeciala teleradiocomunicații, laboratorul chimic mobil, microbusul pentru transportarea efectivului la locul producerii situației excepționale. Autospeciala scafandrierilor pentru efectuarea lucrărilor de salvare pe apă și sub apă și autospeciala destinată efectuării lucrărilor de salvare de evocare în condiții de oraș. De asemenea, este prezentată tehnica pentru intervenții la incendii și alte situații excepționale, dotată cu echipament specializat și utilaj de descarcerare. Volumul rezervorului de apă este de 5.000 de litri, cu capacitatea pompei de 50 de litri pe minut. Autospecialele de intervenție pe șasiu de man sunt destinate executării misiunilor de salvare a persoanelor, stingerii incendiilor și altor lucrări de salvare, de blocare și din să consolideze capacitățile operaționale ale subdiviziunilor de salvatori și pompieri de teritoriul Republicii Moldova, în baza acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Austriei. Radiotehnică, nu так. Не знаю, насколько она там хорошая, но вот такая есть. Încheie coloana oficială, autoplatforma cu braț telescopic, cu înălțime de 70 de metri, pe baza automobilului MAN, destinată salvării persoanelor de la înălțime și stingerea incendiilor, în condiții dificile. Este formația care încheie parada militară consacrată aniversării a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Orchestra mixtă este constituită din Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova, Orchestra Brigăzii 1 Infanterie Motorizată Moldova din Bălți, Orchestra Brigăzii 2 Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare din Chișinău, Orchestra Brigăzii 3 Infanterie Motorizată Dacia din Capu, Orchestra Modelă Departamentului Trupelor de Carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne, Fanfara Poliției de Frontiere. Dirijorul principal al orchestrei este locotenent colonelul Leonid Bosniuc, maestru în artă.
de inaugurare a festivităților și parada. De carta Moldova. Так выглядит Молдова на карте. Да, я думаю, что они нарисовали карту Молдовы, да. Республика Молдова. La mulți ani, moldoveni! Astăzi suntem niște semănători de bunătate, de viață lungă, de gând bun, de prosperitate. În razele soarelui, pentru neam, pentru țară, să stăm strajul la hotare, să păzim acest pământ. Simbol al deșudului, al rotniciei și al fericirii. Da, pe cartă narisovată. Interesant, da, interesant. La cei 25 de ani de independență a Republicii Moldova. Pentru întregul neam, pentru întreaga țară. La mulți ani, Republica Moldova. La mulți ani, moldoveni, uniți împreună. În aceeași bătaie de inimă, sub același cer senin, cu același destin și viitor în față. La mulți ani, patriei noastre, Republica.